Bună seara, doamnelor și domnilor! Weekendul vine cu temperaturi de vară, unde, vă spun imediat, deocamdată vorbim de Europa. Pe continent predomină vremea închisă. Va ploua serios în sud-estul Franței și în nordul Italiei și doar pe alocuri în rest. Nici țara noastră nu scapă de ploi, acestea vin pe partea nordică. Mai plăcut va fi în peninsula iberică și în cea scandinavă. La noi, noaptea aduce nori mulți în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, de asemenea și la munte, unde pe arii restrânse se vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări pe durata ploilor, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, puțin mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 4 grade. În zonele joase de relief o să apară ceața. De 1 mai vom avea temperaturi de vară în multe locuri din țară și vreme instabilă. În a doua parte a zilei, în jumătatea de nord a țării, ne putem aștepta la averse însoțite de tunete, fulgere și vânt intens. Spre seară, ploile zgomotoase cuprind și sudul țării. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 29 de grade. În București, mâine, vom avea o zi deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. Amiaza aduce în jur de 27 de grade. Spre seară apar câțiva nori, dar șansele de ploaie în noaptea de înviere sunt mici în capitală. Duminica, atmosfera se menține deosebit de caldă și vor fi în jur de 30 de grade. Luni scad ușor temperaturile, iar vântul o să fie activ. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Și la munte continuă să se încălzească, iar gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat. Mâine vor fi perioade în care va ploua cu tunete și fulgere, iar vântul o să fie nervos. Pe alocuri va fi grindină. De Paște vom avea o zi caldă în toată țara, dar instabilă. Mai ales după amiaza și seara vor fi perioade cu înnorări accentuate și sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În jumătatea nordică a țării și doar pe spații mai mici în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 chiar 20 de grade pe litoral și ajung până spre 30-31 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. A doua zi de Paște aduce vreme mai rece decât ar fi normal în vest, centru și nord, iar în sudul și sud-estul țării vor fi averse și fenomene electrice. Maximele pornesc de la 11 grade în Maramureș și ajung până la 27 în sudul Munteniei și prin Dobrogea. Cam atât pentru moment. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. La revedere!